Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, vă spune Alexandra Vasile, ne aflăm în Bulgaria, deoarece Primăria Hârșova, în colaborare cu autoritățile locale din Bulgaria, implementează un proiect benefic pentru ambele țări. Vom afla de la coordonatorul acestui proiect minunat, care pune accent atât pe formarea profesională în domeniul ghidajului turistic, cât și pe strategia comună pentru turismul cultural în zona Tanța Dobrici. Vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre și minutele următoare vă invităm să ascultați informații de interes pentru ambele țări. Așadar, vom începe acest interviu cu doamna coordonator al proiectului și vrem să știm mai exact pe ce pune accent această strategie. Suzanta, coordonator la proiecta, da ne govori na kratko za strategiata i osnovnite idei, които следва. Здравейте, казвам се Галина Митева. И съм координатор на проект РОБГ 456 Хършова Добричка заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансгранична култура. Бъна зила, маномес Галина Митева, ще съм координатора проектори РОБГ 456 Хършова ши Добричка împreună pe drumul frumos al dezvoltării durabile prin cultura transfrontalieră. Проектът се финансира от програма Интеррег 5А Румъния-България 2014-2020 година. Проектът a fost финансат în cadrul programului Интеррег 5А Румъния-България 2014-2020. Двама са партньорите по проекта, това е община Добричка и Хършова. În cadrul proiectului sunt doi parteneri, municipiul Хършова și municipalitatea Добричка. Проектът започна през есента на 2018 година и продължава вече четвърта година. Проектът a început în toamna anului 2018, așadar ne aflăm în al patrulea an de implementare. И тъй като сме в края на проекта, ние берем вече неговите плодове. Și pentru că suntem aproape de finalul proiectului, deja ne putem bucura de succesul acestuia, de produsele acestuia. Какви са тези продукти? Să vedem ce am reușit să obținem în cadrul proiectului. В територията на община Добричка са изцяло реновирани две читалища. Pe teritoriul municipalității Добричка am reușit să renovăm în totalitate două case de cultură. А в Хършова е реновиран Дума на културата. Iar în orașul Хършова de asemenea a fost renovată Casa de Cultură. Проектът насърчава културните традиции. Проектът пune акцент и sprijină традициile culturale. Като съответно популяризира събора песни и танци от Слънчева Добруджа, който се провежда вече 53-ти път от община Добрич. Și în același timp pare ca element principal popularizarea festivalului care are loc în fiecare an pe teritoriul municipiului nostru și anume dansuri și cântece din Dobrogea Însorită. În acest an va avea loc pentru a 53 oară. По отношение на Хършова, там се създава нов културен продукт, един фолклорен фестивал, наречен Добруджа с леки престилки. De asemenea, pe teritoriul orașului Хършова, municipalitatea Хършова a creat un nou festival bazat pe folclor, Dobrogea cu budincă, budință și prestilcă. Bundiță. Bundiță. Și pestelcă. Și pestelcă. Тъй като, когато разработвахме проекта, беше констатирано, че както в Добричка, така и в Хършова, няма достатъчно туристи. Așa că atunci când am pus bazele acestui proiect, am ajuns la concluzia că nici pe teritoriul orașului Хършова și nici în municipiul Добричка nu avem îndeajuns de mulți turiști. Ние разработихме стратегия за развитие на туризма и за привличане на повече туристи към територията. Am dezvoltat o strategie pentru dezvoltarea turismului și cu scopul de a atrage cât mai mulți turiști în zonele noastre.
А стратегията беше разработена от двама консултанти, български и румънски. Pentru această strategie am folosit doi consultanți, unul român și unul bulgar. Стратегията беше предложена на публично обсъждане, където дойдоха нови идеи. De asemenea, am avut o ședință publică deschisă, unde oricare putea să propună ceva în legătură cu strategia noastră. И в крайна сметка стратегията е приета от общинските съвети на двете общини. Și în cele din urmă a fost aprobată de consiliile locale ale ambelor municipalități. Това представлява приемането на стратегията от двата общински съвета означава политически ангажимент към нейното изпълнение. Faptul că a fost aprobată de consiliile locale ale ambelor municipalități înseamnă că aceștia deja își asumă un angajament din punct de vedere politic față de ceea ce este prevăzut în strategie. В стратегията бяха разработени 4 трансгранични маршрута. În strategie am dezvoltat 4 trasee transfrontaliere. Това са религиозна Добруджа. Avem un traseu numit Dobrogea religioasă. Втория маршрут е културно-етнически, който представя културата на етносите, живеещи на нашата обща територия, наречена Добруджа. Al doilea traseu este cultural etnografic și în cadrul acestui traseu putem face cunoștință cu culturile etniilor care trăiesc pe teritoriile noastre. Третият маршрут е местна храна и музика. Al treilea traseu se numește bucătăria și muzica locală. И съответно привлича интереса към кулинарните традиции и културните традиции на региона. Bineînțeles că prin intermediul acestui traseu încercăm să tragem atenția asupra obiceiurilor culinare și obiceiurilor culturale în același timp. И четвъртия маршрут съчетава първите три, като предлага и допълнителни развлечения и екстремни спортове. Al patrulea traseu unește elemente din primele trei, dar în plus propune și un alt gen de turism și anume sportul extrem. Туристите ще могат да намерят тази информация в уебсайт, който ще бъде триезичен на български, на английски и на румънски. De asemenea, în cadrul proiectului am dezvoltat o platformă online unde toate aceste informații sunt disponibile în trei limbi, în limba română, limba bulgară și limba engleză. Ще бъдат разработени са на български и предстои на румънски да се разработят картите на маршрутите. Avem acum în lucru și hărți pentru fiecare traseu în parte care vor fi publicate și emise și în limba română și în limba bulgară. Издадени са брошури с маршрутите, където може да се прочете за всеки обект, включен в маршрута, информация. De asemenea, au fost tipărite broșuri pentru fiecare traseu în parte și în aceste broșuri găsim o listă cu toate obiectivele turistice incluse în traseul respectiv. Съобразено е всичко с интересите на туристите и с достъпа на информация за тези обекти. Am luat în calcul nu doar interesul turiștilor, dar și accesibilitatea acestora la informații. И силно се надяваме, че всичко до това ще привлече туристическия интерес към региона. Și sperăm ca toți, cu toții, că tot ceea ce facem va contribui într-adevăr la creșterea numărului de turiști din zona noastră. Както българските туристи в Румъния, така и румънските туристи в България, посещаващи Северна и Южна Добруджа, ще получат достатъчно информация, така че да задоволят своя туристически интерес. Așa cum туристи българи vor merge în vizită în România sau turiști români vor veni în vizită în Bulgaria sau vor vizita în același timp și Dobrogea de Nord și Dobrogea de Sud, ne dorim ca aceștia și vor avea aceștia toate informațiile necesare în legătură cu traseele pe care le-am dezvoltat. Освен това, обучаваме 10 румънски и 10 български екскурзовода, които да представят тези маршрути. În afară de asta am avut un curs de formare pe care acum îl implementăm, în cadrul căruia am format 10 ghizi de pe partea română și 10 ghizi de pe partea bulgară pentru a putea prezenta aceste trasee. Като акцента е към малките населени места и към по-непознатите обекти, защото те са също много интересни. Акцентът acestui curs a fost pus pe obiectele turistice mai puțin cunoscute, micuțe, dar care de asemenea sunt foarte interesante. Така че считаме, че резултатите от този проект наистина са значими.
Considerăm că rezultatele proiectului nostru, într-adevăr, vor face o diferență, sunt semnificative. И се надяваме, че новата програма Интеррег 6А ще спорим, într-adevăr, ca noul program Интеррег 6А ще продължи да насърчава сътрудничеството между двете нации, българската и румънската. Va continua să sprijine și să încurajeze cooperarea dintre cele două țări, România și Bulgaria. În ce perioadă se va încheia întregul proiect? Înțelegem că acum a fost etapa de formare a ghizilor și înțelegem că încă proiectul nu se încheie. Când se va încheia acest proiect? Nu se preclucă proiectul, защото разбира, че в момента ни провеждаме курса, т.е. септември тази година приключва. În luna septembrie acestui an. И за България, и за Румъния тази европейска помощ е от значение, за да бъдат насърчени тези интензивни културни, икономически и политически връзки. Категорик, финансиарea europeană are o mare valoare și pentru România și pentru Bulgaria. Cu ajutorul ei sunt posibile aceste legături politice, istorice și culturale între țările noastre, între România și Bulgaria. Ce pot vizita turiștii din Constanța, turiștii din România, toți cei care ne privesc acum, atunci când vin în Bulgaria? Ce obiective importante merită vizitate? Какво според вас туристите от Констанца, ако пристигат тук, какви туристически обекти би трябвало да посещават, кои имат по-голяма значимост? Туризмът е свобода на избора. Туризмът este libertatea de alegere. И новия тип турист не се съобразява с досегашните стандарти. Și tipul nou de turist nu ia în considerare standardele deja impuse. За него е важно да има информацията, за да направи своя избор. Е, точно това сме направили в този проект. Pentru el este important să aibă libertatea de alegere, așadar să aibă destulă informație ca să poată face această alegere. Și noi tocmai asta am încercat să facem în cadrul proiectului. Освен това, друг ефект на проекта е, че включването на нови обекти в маршрутите мобилизира местната общност. Un alt efect al proiectului nostru este faptul că am inclus obiective turistice necunoscute și astfel am mobilizat autoritățile locale în legătură cu aceste obiective turistice. Защото по един начин ще ви посрещнат в силно натоварен с туристи обект, какъвто е примерно Двореца в Вълчик. Pentru că veți fi altfel întâmpinați într-un obiectiv turistic care deja este vestit, cum ar fi Castelul Reginei Maria. И съвсем друго внимание ще получите в едно малко населено место, посещавайки тяхната църква. Și veți primi un altfel de atenție dacă vă duceți într-un satuc necunoscut să vizitați biserica acestora. Или пък тяхна забележителност, било то природна, културна, историческа. Sau un obiectiv turistic care se află într-un satuc. Nu contează dacă e de natură naturală, culturală sau istorică. Нациите се опознават по-добре, когато са изведени от руслото на масовия туризъм. Националитățile și popoarele noastre se vor cunoaște mult mai bine atunci când evită turismul de masă în care deja sunt incluse. И това постигаме в този proiect. Și acest lucru încercăm să realizăm și cred că am realizat deja prin intermediul proiectului nostru.